Mulți moldoveni se jăluie că n-au ce face sau nu pot ceva face, n-au venituri. Oameni buni, dacă înainte să vă porniți în Italia, gândiți-vă ce să faceți voi acolo. Cui voi trebuieți fără studii sau să cumpărați diploma pe nota 5? Ce puteți voi face? Și n-au de ăștia acolo? Ia înduceți-vă acolo, ia un programist bun, un contabil bun, un jurist care să cunoască legile lor într-adevăr. Voi să aveți de lucru. Voi nu numai acolo, voi acasă să aveți de lucru. Moldovanu, nu se așteptați voi la Europa, și e viitoare cu ceva. Și așteptați la Moscova. Și aici să faceți aici, așa să aveți. Și nu contează. Sau, cum am mai spus, că ea, tot că Ministerul Educației a spus că 85% din studenți nu vor să fie acasă. Dar ei nu pot să facă nimic. Sau nota cumpărată, sau învățat pe 5, cine e el? Ce poate el să dă în țara asta? Și de unde vreți voi să aveți ceva? Ce ați făcut? Iscălitura aceea vă par la, vă dat la 4 ani asta aici și voi faceți? Cine sunteți? Eu la tăți mă adresez. Contează numai ce e și faceți. Vreți să faceți ceva, trebuie să știți ce faceți. Pentru asta trebuie să pui leacă mintea mișcare. În Moldova sunt și oameni deștepți, care trăiesc foarte bine. Și dacă cineva acolo, Iană, undeva, lucrează, să zicem, judecător, și mai are și o companie și o pus-o pe roate, bravo! Eu o să-i aplaud lui. Voi, ce ați făcut? Dacă îl pupați, stăți în cur. Practic. Da, trebuie undeva, zicem, un anumit capital ca să se pornești. Dar trebuie să dai din coate. Nimeni nu a zis chiar că, zicem, ultimii 10 ani, tot ce s-au băgat în reforme, s-au băgat milioane în reforme. Cu ele trebuie, te-a deschideat de două ferme, lucrau de două sate, era un folos. Asta avea și bă producții pe loc. Producții pe loc, asta înseamnă leu mai tare. Asta înseamnă că se învârtește economia. Tăți șed cu mâna întinsă. Europa nouă n-a să îndăie nică. Deși Moldova a crescut pe timpul Ștefan cel Mare, aduceți-vă aminte. Pur și simplu, nu s-au închinat la turci. Și banii cei care Moldova plătea turcii tribut, lui i-a ajuns să ducă toată viața războaie și să aibă o creștere economică și socială. Cum a venit? Deși vă ziceți că democrația e bună sau liberalism, uitați-vă, liberalismul. Trebuie să lucrăm până la 65 de ani să ieșim la pensie. Poliția a fost dizolvată. Câte s-au luat din bunurile lumii. Ce-a adus liberalismul? S-a conchis tot. Nu zic, nici comuniștii nu-s buni. Sistemul nu-i bun. Și om bun, în 4 ani îți dovedea ceva să fac într-o țară, dacă asta nu-i gospodăria lui. Deși mai înainte era ordine. Era un om, gospodar, până la sfârșitul vieții. Și chiar dacă agonisă ceva, rămâne în țară. Amuia în 4 ani trebuie să dovedești să iei și te duci de afară. Că aici mai mult n-ai să faci nică și tătă să se proaște cu chetri. Dacă vreți să aveți ceva, trebuie să puneți mintea în mișcare, să dați din coate și așa ies și bă. Iscăliturile și le-au dat la 4 ani. Puteți vă ștergeți ceva. Mulțumesc. Vă dau perfectă dreptate și eu zic bravo celor care au reușit. Problema e altceva. De ce fondul social, fondul pension, e mizerabil? De ce e mică pensie? Iată aici e problema. De ce nu există transparența? Dar câte mijloace să învârte aici să am de afaceri? De ce urmărirea fiscală atât de slabă la noi? De atâta copiii, sectorul de învățământ și deci toată infrastructura bugetară o duce jalnic, fiindcă se ascund veniturile. Aici e problema. Deci urmărirea fiscală trebuie să fie la alt nivel. Și eu mă bucur pentru om care au reușit. Am vrut să dau o întrebare.
De exemplu, ați aflați cât primește președintele țării. Cu și ați vă stăie mai gine. Și ați mâncați voi mai mult acasă decât mâncați până amuia. Și ați oferiți mai mult copiilor voștri decât ceea ce aveți voi până amuia. Acum am înțeles asta întrebare la mine și eu să dau răspuns. Ce a să dăie pentru mine personal să știu unde și ce bani să cheltuiesc? Asta se înseamnă investiții. Vreau să zic că banii nu sunt cheltuiți pentru bunăstarea unui om sau doi oameni, dar banii este se poate direcționa direct în economie, prin diferite granduri. La un țăran se poate dat investiție de cumpărat un mini-bloc sau un tractor. Se poate să dați sămânță, că el pe urmă la rândul său întoarce banii aceștia, dar deja funcționează economia. Dar când banii ăștia sunt împărțiți într-un cerc restrâns de oameni și nu circulă în toată economia, ia că ce-mi dă mie lucrul ăsta și eu sunt foarte bucuros că tu ești un om de succes. Pentru că eu, un om de succes, nu pot să mă văd în Republica Moldova, unde se fură invențiile, unde se fură lucrul intelectual. Eu nu pot să mă țin liber în lucrul acesta. 1.300.000.000. Dumneavoastră, vedeți în jurul dumneavoastră schimbări careva? Alo, tică ta! Я вам хочу сказать, что наше правительство в данный момент, и сегодня, вот и завтра, и послезавтра, внедряет проекты на 1.300.000.000 евро. На 1.300.000.000. Вы видите какие-то изменения? Кто видит? Где эти деньги? Унди с бани эште? А ком се администрация? Диферите проекты. Премьер-министру аспус аста. О септемену урну. Птеца видеться на тате газетели. Чини сынти, к ла ной лукрязу 1.300.000.000 евро. Deci noi trebuie să ne unim pentru a înțelege și a întreba guvernanții unde sunt banii ăștia. Și rușii, și moldovenii, și găuzii, și ucrainenii, și toți.